Acnea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din cabinetele de dermatologie, nu doar la nivel local, ci național. Potrivit medicului dermatolog, doctorul Silvia Mezdrea, această afecțiune are un impact sever asupra calității vieții pacienților. În acest sens, medicul atrage atenția asupra alimentației, care joacă un rol foarte important în evoluția acnei. Suntem generația fast food, generația care consumă foarte multe alimente de tip chips, Coca-Cola, energizante, da? Toate acestea punându-și amprenta nu numai asupra calității pielii, ci și asupra organismului și a sănătății noastre în general. Există mai multe tipuri de acne, însă medicul avertizează asupra faptului că tratamentul nu se administrează după ureche, fiind necesare analize. Există mai multe tipuri de acne. În funcție de tipul leziunilor, avem acne papulopustuloasă, acele pustule purulente, da? Avem comedoane, avem chistulețe, iar tratamentul se adaptează tipului de acne. Tocmai de aceea pacienții sunt rugați când au acne să vină la consultație, nu să întrebe, să zicem, un prieten, un vecin ce își aplică pentru acne, deoarece produsele se aplică în funcție de forma de acne pe care o are fiecare. Din păcate, vârsta de apariție a acnei a scăzut foarte mult și pubertatea se instalează din ce în ce mai devreme, vârstele sunt din ce în ce mai fragede, motiv pentru care avem foarte mulți pacienți de 10-11 ani cu o formă destul de severă de acne. Recomandarea ar fi să vină să se trateze, deoarece această acne netratată poate să lase cicatrici pe față, care ulterior ar fi mai greu de tratat, mai costisitor și ideal ar fi să se trateze la timp. De asemenea, eczemele și dermatitele atopice se acutizează în sezonul rece. Ca și în cazul acnei, tratamentul eczemelor depinde de vârsta persoanei afectate, starea generală de sănătate, tipul de eczemă și gravitatea acesteia. În general, tratamentul implică rehidratarea pielii, apelând la băirare cu apă călduță și utilizarea uleiurilor și a cremelor hidratante după baie sau zilnic, cu modificarea condițiilor microclimatului prin umidifiere, evitarea expunerii la schimbări bruște de temperatură și evitarea vestimentației iritante. De preferat este utilizarea cremelor fără parfumuri și conservanți.